Ani de zile maramureșenii nu s-au putut bucura de stațiunea Mogoșa și de potențialul ei, și asta pentru că cei care dețineau hotelul și restaurantul au impus mai multe restricții. Treptat, iubitorii de natură s-au orientat spre alte zone, iar Mogoșa a rămas mai mult pustie. Lucrurile se vor schimba în perioada următoare și este posibil, cu sprijinul noilor proprietari și a primăriei Baia Sprie, să redevină ce a fost cândva. Mă bucur că s-a vândut acea locație și noi proprietari sunt... I-am cunoscut personal trei acționari tineri, deschiși spre dezvoltarea turismului și lucrăm în acest moment la un parteneriat, pentru că numai de un parteneriat poate fi vorba acolo, pentru că primăria orașului Baia Sprie administrează lacul efectiv și firma, societatea privată administrează cabana Mogoșa, parcările și infrastructura din jurul lacului. Edilul a afirmat că în acest moment se lucrează la un master plan pentru reabilitarea zonei. Alin Bârde a spus că sunt necesare investiții atât la hotel și restaurant, cât și la perimetrul din jurul clădirii. Lacul va fi administrat în continuare de către primărie, dar într-un parteneriat cu cei de acolo pentru a avea toată lumea acces la această zonă. Bineînțeles, respectând anumite norme și reguli absolut normale, dar ne dorim ca toți cetățenii, și nu numai din Baia Sprie, după cum spuneați, lacul Bodimogoșa este o zonă de tradiție și pentru băimăreni și pentru alte localități din jur, să aibă acces și să se bucure de natură, de ce este acolo și să aibă și, bineînțeles, și servicii turistice la dispoziție în condiții moderne și normale, de la un restaurant la terase și altceva. Primarul orașului Baia Sprie a dat asigurări că va sprijini noi investitori, astfel încât Mogoșa să redevină un punct de atracție pentru maramureșeni și pentru turiștii din țară.